Bolile solului sunt din ce în ce mai frecvente în sistemul de producere intensivă a fructelor și legumelor. Una dintre metodele ecologice de însănătoșire a solului este dezinfestarea anaerobă, o practică de gestionare a bolilor transmise de sol eficientă împotriva unei game largi de agenți patogeni, inclusiv ciuperci, bacterii, buruieni și nematode. Dezinfestarea anaerobă a solului este o metodă ecologică de reducere a bolilor. Poate fi utilizată în câmp deschis sau pe teren protejat, acolo unde se cultivă căpșuni, roșii, cartofi și alte culturi afectate frecvent de boli transmise prin sol. Potrivit detaliilor oferite de Agribusiness Moldova prin proiectul InfoOrganic Moldova 2020-2022, metoda dezinfestării anaerobe a solului include trei etape: incorporarea în sol a unui material organic ușor degradabil, irigarea până la saturație și acoperirea cu folie de polietilenă pentru câteva săptămâni. Bacteriile benefice din sol descompun sursa de materie organică, epuizând oxigenul din sol și producând produse secundare toxice care ucid agenții patogeni. Această metodă este eficientă pentru distrugerea agenților patogeni precum bolile fungice, nematodele sau bacteriozele. Este important ca materialele organice să fie ușor degradabile pentru microorganismele din sol. Practic este potrivită orice sursă de materie vegetală proaspătă. Este nevoie de 40 de tone la hectar de materie organică proaspătă pentru a dezinfesta solul la 40 cm adâncime. Cu cât materialul organic este mai mărunțit, cu atât este mai bine, întrucât facilitează colonizarea bacteriilor și eliminarea oxigenului are loc mai rapid. Nu orice folie este potrivită pentru dezinfestarea anaerobă. Aceasta trebuie să fie suficient de puternică pentru a nu fi deteriorată. Cea mai potrivită este folia de polietilenă cu grosimea de 0,20 până la 0,40 mm grosime. Dezinfestarea anaerobă a solului se poate practica când temperaturile sunt peste 16 grade Celsius. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât mai bine. Pentru a da cele mai bune rezultate, umiditatea solului trebuie să fie la capacitatea câmpului, la 2-3 zile după ce solul a fost saturat cu apă, de exemplu după ploi abundente, când toți porii mari și mijlocii nu mai conțin apă. În lipsa precipitațiilor este necesară irigarea abundentă la 20-30 mm. Dezinfestarea anaerobă este posibilă pe majoritatea solurilor. Totuși, pe cele nisipoase dă rezultate mai bune și este mai ușor de aplicat decât pe solurile argiloase. Solul trebuie să fie umed, preferabil să fie compactat cu un tăvălug după încorporarea materiei organice proaspete. Astfel se închid porii mari ai solului și crește concentrația compușilor volatili toxici din atmosfera solului.